Mai sunt două zile până la 8 martie, dată la care se sărbătorește Ziua Internațională a Femeii, însă membrii ansamblului profesionist Drăgan Muntean Deva nu au mai avut răbdare și au împărțit deja flori și zâmbete tuturor femeilor care le-au ieșit în cale. Dis de dimineață, managerul ansamblului Cristian Fodor, alături de câțiva tineri dansatori îmbrăcați în port popular, a trecut pe la toate redacțiile televiziunilor și ziarelor din reședința de județ. De o mare surpriză a avut parte și colega noastră Corina de la Matinal, când s-a trezit cu membrii ansamblului în platoul emisiunii și angajatele Inspectoratului Județean de Jandarmi Hunedoara au fost plăcut surprinse de acești tineri talentați. Pe mândră cu ochii tăi dragi, la 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 la, păi de pe uliță mă tragi, la 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 la, de pe uliță mă tragi, la 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 la, și în casă la voi mă bagi, măi, la 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 la. Mândră cu ochii tăi dulci, la 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 la, de pe uliță mă duci, la 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 la. Cum vi s-a părut gestul? Un gest semnificativ pentru zilele noastre și vă mulțumim mult. Ce v-ați fi dorit să primiți de 8 martie? Nimic deosebit, sănătate și liniște. Cum vi se pare gestul celor de la ansamblu? Minunat. Ne simțim răsfățate astăzi. Ce v-ați fi dorit 8 martie? Ce vă doriți? Tot ce avem. Nu ne dorim mai mult. Avem tot ce ne trebuie. După jandarmerițe a venit rândul femeilor întâlnite în centrul Devei să primească câte o floare de la membrii ansamblului profesionist. Vremea rea de afară nu a fost o piedică în calea acțiunilor de a aduce un zâmbet pe chipul reprezentantelor sexului frumos. Vorim mai dau eu. Nu poate atât la Nici noi, fetele din redacția de știri a televiziunii Info HD, nu am fost uitate de membrii ansamblului. Am venit să vă oferim dreptul colectiv de aici de la Info HD o floare din partea ansamblului Drăgan Muntean ca simbol al primăverii. Vreau să încep cu domnișoara Andreea. Și băieții la celălaltă domnișoară. Așa, mai... Mai poate o dată pe domnișoară să primeze și pe colega. Pe colega nu a... Hai, care a pupat? A pupat. Hai, mergem noi acolo de domnișoară. Să pupăm la noi. Și mai avem două fete care sunt plecate pe teren. Da, pe ele le pup eu. Dar le pup pe ele. Am fost să le Astăzi am vrut să oferim tuturor colaboratorilor și partenerilor noștri media din județul Hunedoara o floare ca simbol al primăverii din partea ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Am colindat toată presa și, bineînțeles, am ajuns și la Inspectoratul Județean de Jandarm, unde am oferit și doamnelor de acolo câte o floare din partea noastră cu toată dragostea. Surpriza celor de la ansamblul folcloric ne-a bucurat tare mult și după ce am primit flori și ne-am făcut poze, Cristian Fodor ne-a cântat unul dintre cântecele sale. Așa vizita s-a încheiat într-un mod cât se poate de plăcut. Ce s-ar face?